Spate așa ca atare, ne-ați luat... Noi începem, stimați colegi, cu un moment pozitiv, un moment plăcut și îmi permit să ofer cuvântul domnului Năstase. Da, mulțumesc frumos. Ia uitați-vă cât e de atent domnul Pântea. Prieteni, azi e zi importantă pentru noi, pentru familia Platformei Demnitate și Adevăr, președinta organizației de femei a Platformei DA, o femeie extraordinară pe care o cunoașteți și dumneavoastră, colega noastră Aliona Doroș, întâlnește... Nață! Împlinește ziua, vârsta cea mai frumoasă, până la anul e cea mai frumoasă, așa puteam de la anul să iei de la anul să iei mai frumoasă. Ea împlinește o vârstă frumoasă și așa cum spuneam, azi este zi cu Bordeaux în calendar. Din partea mea personală, din partea colegilor mei din platforma DA, tuturor consilierilor din municipiul Chișinău, sper că am mandat și din partea dumneavoastră, vrem să-i urăm tot binele din lume, tot ce își dorește domnia sa și, bineînțeles, și ceva în plus își alege ea. Da, vă felicităm, doamna Aliona și noi toți. Mulțumesc, dragi colegi! Eu cred că cel mai bun cadou pentru mine și pentru fiecare dintre noi să avem o capitală frumoasă, confortabilă, modernă, în care să vrem să trăim alături de cei dragi. Vă mulțumesc!